Să rămână, bună seara din nou, din nou Horatiu în peisaj. Sunteți la petrecerea prilejuită de lansarea... Ce? De ce dai din cap? Nu ne auzim? Ne auzim? Ne auzim? Ba da, te auzim și te, noi afirmăm. Eu doar te aprob. Da. Vă mulțumesc, sunt obișnuit cu asta. Power couple! N-am învățat nimic de la oamenii care m-au aprobat toată viața. Mai contraziceți-mă. Da, la lansarea, la lansarea noului reality show Power Couple, ce va începe undeva, nu știu, săptămâna viitoare, habar n-am. Luni. Luni. 5 februarie. Hai că Hai că zic eu. Hai, zic tu de aici înainte. Bag așa. Este și prietenul tău, Adică Lespan, alături de noi, cu care înțeleg că ai colaborat la un serial. N-am mai continuat serialul în cauza felului în care l-ai jucat tu, dar nu mai contează. Asta e. Eu nu mai pot să stau, iertați-mă, chiar nu. Da, what? Ce? Hai, te rugăm, stai. Hai, fă un efort. Fii atent, asta zic exact. Eu acum am terminat filmarea la Humor, acum exact o oră. Sunt chiar unde cap și mi-ar plăcea mult mai tare, da? O să facem acest rabat pentru Horatiu să-și ia și el banii. Da. Dar mi-ar plăcea să venim și sigur o să se întâmple în studio. Da. Acum, vorbim 5 minute. Să zic că Horatiu ce are de zis? Da. Păi să zic că Horatiu ce are de cât? 5-10 minute. O să veniți să stați mai mult, nu-i problemă. 5-10? Bă, ce șarpe ești! Mamă, Tănuț, zi! Cum a fost la filmări? Greu. A fost foarte greu. Pentru mine. Scurt, greu și rapid. Știi cum e? Acum că a trecut. Noi am filmat în toamnă. Acum am văzut imaginea astăzi la lansare și așa. Și am văzut una dintre probe. Jur, mă cele țineam, mai dureroase probe, ca mă să țineam spunem. De scaun. Eu nu puteam să mă bucur că lumea zicea, mai fost foarte haios. Dar pe mine m-a durut. Mă rog, asta e una dintre probe. Dar... Bă, e diferit. Lumea mă întreabă. E ca în Asia... Mie mi s-a părut mai greu ca în Asia, pentru că pentru mine a fost un stres psihic. Frate, eu nu sunt de asta cu sporturi extreme. Nu sunt să mă pui la înălțime. Nu-mi place înălțimea, nu-mi plac sporturile extreme. E, nu e, dar te bagi în gheață pe metoda... Și am ieșit din zona de confort total. Și cum? Da, păi aia e pe jos, e pe pământ. Ce e pe pământ e ok, îmi place să not, îmi place să mă bag, să mă scufund la adâncime, dar nu la înălțime. Nu-ți plac sporturile extreme, dar asta e cu natantipul. Pentru mine, ce e pe pământ e ok, îmi place să bă, unde te bagi? Trebuie să fac ceva extrem în viața mea. Mi-ai luat vorba, asta am vrut și eu să zic, dar văd că avem aceleași glume, ce am vrut să zic. Am băut din același pahar mult timp. Sport extrem, dar stai cu mine. Da. E cam mare paharul. Bază. Pare că nu se mai termină. Da. Pe mine mă... Iartă-mă. Pe mine mă parinchează Horatiu, care a tras de Lizzie cum ne-am tras eu în 10 ani. Vino după mine, uite așa făcea. Vino după mine, zic, pe tocuri mergeam greu, că Horatiu mă lua pe sus, pe brațe. Asta e, că mergeai. N-am mers. Păi trebuia să merg. Să ajungem să facem asta. Da. Atmosfera asta acolo... Asta un test. Te rog, zi Horatiu. Haide, zi tu. A zis, dar nu mai, gata, lasă-l. Deci e un test al prieteniei? Da, dintre noi doi. Și... Clar. Ne-am testat prietenia în seara asta. Horatiu, suntem buddies for life. Am o întrebare. Horatiu e plătit la vorbe ca să lăsăm și pe el să... Câte vorbe? Da, exact. Dacă ar fi așa, ar fi muritor de foame. Nu e că e șarpe, stai puțin. Este? Băi, nene, cum mi-a tărât-o pe a mea pe aici. Bă. Dar vezi că e așa mai puțin veninos. Nu, mă, hai mă, că e drăguț. A fost un adevărat test al relației, acest concurs, această emisiune? Clar. Dacă noi suntem... Horatiu nu și-a pregătit întrebările. Încă o dată, Horatiu, te rugăm. A fost un test pentru voi la aceste filmări? Horatiu, încă o dată, te rog să ne mai pui... Altă întrebare. Da, mă, a fost un test. A fost un test. Altă întrebare. Uite, să știi că noi, dintre cele 9 cupluri, eu cu Lizzie, să zice că am avut un avantaj. Pentru că noi împreună am mai fost în Asia. Și noi chiar și suntem atenți și ne cunoaștem. Mă rog, el mă cunoaște mai mult pe mine, sincer, și știe mai multe cine, detalii. Horatiu? Nu, tu. Și Horatiu cred că știe mai multe decât știu despre tine. Horatiu, ce ai vrut să întreb? Mai pune o dată întrebarea. Lasă-l pe Horatiu. Știi, ne vorbeam noi... Au exact momente tensionate între voi? Vis-a-vis de participările la Asia Express și la America Express, despre curajul sau, mă rog... nesăbuința de a merge cu partenerul. Uite o emisiune
care pe asta este axată. Aici n-ai cum să fentezi, aici chiar trebuie să mergi cu partenerul. Pentru voi, participarea în Asia, într-adevăr, cred că a însemnat un avantaj, pentru că nu cred că Power Couple, nu știu formatul, decât în linii foarte, foarte mari, dar nu cred că vă poate pune relația la... test. Un asemenea, da, vă supune relația unui asemenea stres. Ai să râzi, că nu e numai... Precum Asia, nu? Da. Nu e numai despre cum lucrezi în echipă. Aici sunt și lucruri pe care trebuie să le știi unul despre celălalt. Gen, cum o cheamă pe mama ta? Când e născută mama ta? Dar sunt niște detalii pe care trebuie să le glumițe, spui, mă. Tu fiind sub presiune. Dar nu fă-mă asta, hello, Dan, ascultă-mă, să faci chestia asta la înălțime, la nu știu ce probe din alea super dar, pe Bahaos. Înțeleg asta, dar nu cred că ți se destramă relația, că nu știi cum o cheamă pe soacră ta. Adică... Hey, hey. Ce? Se destramă? Nu pot să crezi, hai pe bune. Tu știi cât am dormit eu pe preș? Știi cât am dormit eu pe preș și m-am venit cu soneria? Că nu știu exact când s-a născut Nea Johnny, adică tatăl lui Lizzie. Tata socru, cum ar veni pentru el. Da. Da. Uite, da. Ei, acum poate fi un tip de stres. Împreună, are zgardă la picior, are blesa pusă, are hamul pus. Și mai e un aspect, iartă-mă. Da, cu electroșoc. Nu mai e fără electroșoc. Și mai e un aspect, e și orgoliu tău. Zici, bă, da, chiar nu știu. Asta e altceva, asta e altceva, da. Sau, mă rog, nu știu. Da, adică, dar contează să știi la psihic și la ce se întâmplă acolo. Că vrei să dai bine la lume și zici, bă, deci tu ai avut faima că ați putea să vă certați după această participare. Nu. Chiar dacă ați venit ok din eu da, că eu am investit foarte mulți bani în ea. Pentru mine a fost o panică. Zic, bă, dar am băgat bani acum și pleacă. Că nu știu când s-a născut Nea Johnny. Pe bune, e mult. E destul că fără știu să fie spoiler, la pantof. Dacă iau vreau de sucru, s-a certat foarte rău. Nu da. E spoiler. Au ieșit cu scântei, a fost mama. Dar și noi, mea. și noi ne-am pentru că în momentul în care intri în în joc, ca să spun așa, sau participi, noi suntem foarte competitivi. Nu, n-am fost competitivă, nu mai face de astea. Deci n-a el fost. Mi-a spus, înainte să plecând de acasă, să nu fii competitivă și n-am fost cum aș fi putut fi. Nu. Ne-am înjurat, ne-am... Nu ne-am înjurat, reciproc, am înjurat situația. Eu eram situația. Da. Am înțeles. Îmi place să înjur situația. Dacă voi ziceți, na, acum voi sunteți cei care au fost și acolo. Da, nu s-au certat. Cel mai bine. Cum e? Nu, dar lucrurile, adică dacă chiar îți pasă de ceea ce faci, la un moment dat, na, poate intervine, nu știu, poate toată tensiunea asta și... Da, cred că ai dreptate. Îți pasă să nu te faci râs în primul rând în familie. Și să fii competitiv până la urmă, că ești într-un show care asta cere, nu? Și să nu-ți bată la masa de Crăciun mama soacră obrazul. Bă, dar chiar ai uitat cum mă cheamă. Astea pot fi, da. Dar... Nu, iartă-mă, Dănuț, obrazul e ok. Da. Să nu-ți dea cu friptura peste... Bă, aia, da, sau să-ți dea un caltaboș de la necurățat. Stai adică... un pic, că și pe partea aia altă, dacă te caltaboș. Duci, îți dai seama, apare la televizor și văd toți băieții. Gura păcătosului adevăr grește. Exact. Că tu știi ca băiat exact data de naștere a lui socrul tău din prima? Da. Ești ușor pătă meu. Așa e. Nu, dar din a doua trebuie să știi. Nici măcar nu i-a zis la mulți ani, atenție. Nu i-a zis la mulți ani, nu mai termin. Pe 21 ianuarie. Vrei să ne certăm aici? Da, nu vă certa, că la noi nu e. Au fost vremuri când, într-adevăr, venea lumea veselă și plecau divorțați de la emisiunea ta. Dar nu e cazul, nu vrem să mai facem așa ceva. Vă lăsăm să vă întoarceți la petrecere și la vizionare, dacă nu s-a terminat. Sunteți cu toții acolo. Nu vrem să vă reținem. Dacă nu, reîncepem noi. Da, exact. Luăm publicitate și dacă a fugit toată lumea, ne întoarcem la voi. Îi mulțumim și lui... Nu, dar abia aștept să venim la voi în platou. Vă pupăm, vă iubim, super mult, gata! Așteptăm. Îi mulțumim.